Aceasta a doua parte este puțin mai delicată. E un subiect destul de sensibil și mă rog ca Domnul să îmi dea și mie înțelepciune și dumneavoastră și sper să nu jignesc pe nimeni, sper să nu ating puncte foarte sensibile, dar sper ca fiecare să fie cercetat de Domnul, inclusiv eu, și să studiem și să vedem dacă ceea ce afirm sau afirmăm este după Scriptură, ne cadrăm în autoritatea trasată de Hristos Domnul și să luăm poziție. Dumnezeu să ne ajute să fim tari pe poziții, să fim oameni ca aceia din Berea despre care ne vorbește Scriptura, că în fiecare zi ce auzeau, mergeau acasă și cercetau Scripturile. Acest capitol ultim l-am intitulat Autoritate și Fondatori. Dar vreau să mă axez pe fondatorii ceilalți despre care mă întreba fratele, fondatorii umani. Din păcate, în istorie, vom găsi și acest lucru. Și aș vrea să privim patru aspecte pe care le veți întâlni întotdeauna, în această epocă, cât o va mai îngădui Domnul, așa zis creștin. Primul dintre ele, și sunt teorii de bază în lumea creștină, vreau să privim la teoria succesiunii apostolice, teorie mărturisită de Biserica Catolică și Ortodoxă. În al doilea rând, teoria reformei. Aș vrea puțin să privim asupra ei și să vedem ce a adus pe scena lumii religioase. Al treilea lucru, teoria restauratorilor de biserici. Și nu în ultimul rând, să accentuez ce m-a întrebat fratele, teoria adunărilor care au mers în fiecare secol după tiparul care am încercat să-l prezint din Cartea Faptelor, inclusiv din Matei 28. Cum ați spus să numește ultima teorie? Patru? Teoria succesiunii de adunări din timpul Domnului Iisus Hristos până astăzi. Sau teoria bisericească, succesiunii bisericești, cum mai este numită în lumea teologică. În primul rând, vreau să vorbim și să ne axăm pe ideea de teorie a succesiunii apostolice. Această teorie declară următoarele. Și aș vrea să vă citesc, să nu cumva să omit ceva și aș vrea să vă rugați să spun cu cuvinte cât mai simple lucruri, cât mai multe și cât mai pe înțeles. Deci această teorie a succesiunii apostolice afirmă: Hristos a întemeiat biserica sa, care în esența ei este una universală, ungându-i în frunte ei pe apostolii săi. Prin această ungere, Hristos i-a împuternicit să-i conducă biserica, așa cum cred ei de cuvință. Apostolii, deci, reprezentau autoritatea supremă în materie de credință, practică și conducerea bisericii. Apostolii, la rândul lor, au transmis mai departe această autoritate prin hirotonire, adică prin punerea de mâini. Așa că autoritatea apostolică s-a transmis mai departe prin această succesiune de hirotoniri. Aceasta este succesiunea apostolică mărturisită de catolici și ortodoxi. După schimbarea produsă în timpul împăratului Constantin cel Mare, creștinismul spune că a evoluat și s-a dezvoltat prin schimbări succesive, ajungând mai bun și mai puternic decât creștinismul original. Aceasta e poziția catolică și ortodoxă. Acum, aș vrea să privim cea mai mare problemă care o are această teorie, și anume, susținătorii acestei teorii trebuie să răspundă la următoarea întrebare, logică și de bun simț. A dat Hristos Domnul bisericii sale dreptul de a modifica fundamental legile pe care El le-a lăsat? Cea mai
obiectivă întrebare care aș ridica o acestor propovăduitori ai teoriei apostolice. Astăzi, bisericile lor sunt fundamental diferite de instituția fondată de Hristos. Iar din punct de vedere doctrinar, multe dintre dogmele lor sunt în direct conflict cu legile stabilite de Hristos pe paginile Scripturii. Biserica catolică și ortodoxă nu seamănă deloc cu biserica sau cu adunarea fondată de Hristos Domnul în urmă cu 2000 de ani. Întemeietorul bisericii catolice este dat de cei mai mulți, ca fiind Constantin, împăratul Romei, care, după ce multe din adunări au deviat de la adevăr, în timp, el le-a strâns și s-a auto-intitulat capul bisericii decăzute, capul bisericii catolice. Apoi, din această biserică, a apărut o șiziune în 1054, luând ființă ceea ce cunoaștem astăzi sub denumirea de Biserica Ortodoxă. Aceste concepte despre care am încercat să-i pun bazele în prima parte a prezentării mele. Aceste două concepte al teoriei de adunări care merg în fiecare generație, născând alte adunări cu aceeași credință, origine și practică, împreună cu conceptul acesta al succesiunii apostolice, au mers în paralel primii 1500 de ani. Deci doar aceste două concepte, din câte știu, au existat. Acum, n-aș vrea să intru în detalii, dar știm că în timp, după ce Constantin, împăratul Romei, a dat decretul de libertate adunărilor, cele scripturale care au rămas fidele promisiunilor Domnului, după un anumit timp au început să fie persecutate de biserica oficială, al cărei cap a fost Constantin. Și nu vreau să intru în detalii istorice, pentru că toți sper că le cunoaștem. Deci aceste două concepte au mers în primii 1500 de ani. Dar s-a întâmplat ceva. În această ramură a bisericii fondate de Constantin, al bisericii catolice. Și anume, în timp s-a dezvoltat cealaltă teorie a reformei. Și ei vin și spun așa. Această teorie este susținută de protestanți și afirmă următoarele. Creștinismul original, adică, ei când spuneau creștinismul original, se refereau la Biserica Catolică. Ei spun așa, s-a pângărit și murdărit prin compromisuri și corupții succesive și apoi a fost curățită în Marea Reformă Protestantă. Deci, atenție, ei nu mărturisesc adunarea care a stat în subteran, în Evul Mediu Întunecat, care a fost mereu prigonită și care cred că o să pot să vă demonstrez că a fost biserică, adunarea lui Hristos Domnul. Ei spun că nu ei, ci catolici au fost mireasa lui Hristos și a trebuit să fie curățită de lucrurile negative și de murdăriile care le-a făcut în timp. Și ei spun așa, Domnul a chemat anumiți oameni din sânul ei ca să o curățească și să o restaureze pe aceeași temelie pe care o cunoșteau, pe conciliile lor, pe decretele date de papă, dar să o facă mai curată. Aceasta este teoria protestantă, adusă de protestanți. Și acum, această teorie are două mari probleme. Și prima dintre ele este următoarea. Dacă Biserica Romei, cum spun ei, că era Biserica adevărată a lui Hristos, era deja apostată, atunci botezul și ordinarea ei erau nule și neavenite. Dar în acest caz, nici Luther, care a fost unul dintre reformatori, Zwingli, Calvin
sau Henrica al VIII-lea, întemeitorul bisericii anglicane, care sunt rupți din catolicism, nu erau botezați și ordinați, ceea ce înseamnă că nu aveau dreptul de a boteza și a ordina mai departe. E o concluzie logică. Sper. Prin urmare, toate botezurile și ordinările protestanților sunt la rândul lor nule și neavenite. Bisericile lor nu sunt biserici reale ale lui Hristos, ci doar imitații a ceea ce au vrut să facă. A bisericii catolice pe temelia care au zidit și au curățit ca să instaureze ceea ce au crezut reformatorii de cuvință. Sunt doar imitații compuse din oameni nebotezați, căci oricât de evlavioși ar fi membrii unui corp, dacă nu sunt botezați scriptural, nu poți să-i numești Biserică a lui Hristos. Asta e prima. Deci, dacă era apostată, oamenii ăștia nu au autoritate ca să fondeze ceva scriptural. Una. A doua problemă mare care o au fondatorii aceștia, reformatori, este următoarea. Dacă Biserica Romei nu era apostată, ei sunt vinovați de șciziune, de sfâșierea trupului lui Hristos. Dacă eu o considerau adevărată și biserică reală. Și acum, dacă era Biserica lui Hristos, faptul că au părăsit-o și au format alte biserici îi face vinovați de schismă, de sfâșierea trupului lui Hristos. Cineva exclus dintr-o biserică adevărată, scriptural vorbind, nu are dreptul ca să înceapă să boteze, să ordineze, să fondeze biserici. În acest caz, bisericile lor, din nou, pot să spun că sunt ilicite. Nu au niciun drept scriptural de a exista. Sunt cele două probleme pentru reformă. Și acum, vreau să vă amintesc cine sunt persoanele, fondatori umani, care au încercat să fondeze așa numite biserici ale lui Hristos. Primul dintre ei care s-a ridicat și este dat oficial ca reformator este Martin Luther, îl cunoașteți cu toții, fondatorul bisericii luterane, biserica fondată de el i-a preluat și numele. El este capul și fondatorul ei în anul 1520. Primul reformator care a ieșit din ramura catolică. Să nu uităm, care ei o considerau biserica reală a lui Hristos, trupul lui Hristos pe pământ. Să nu uitați cele două probleme care le aveau când au luat ființă. Alt reformator care îl găsim în istorie, pentru că pe partea asta trebuie să mergem în istorie, că faptele apostolilor merg puțin câțiva zeci de ani, dar pentru informații trebuie să coborâm pe partea cealaltă a istoriei. Următorul este Ulrich Zwingli, fondatorul bisericilor zwingliene în Elveția, în jurul anilor 1524. Deci la scurt timp, la 4 ani aproape după ce Luther s-a ridicat în Germania. Alt fondator și cap al bisericii, cap uman al bisericii, este Henric al VIII-lea. Dacă vreți o să discutăm pe urmă despre el, cum a luat ființă biserica respectivă, este fondatorul bisericii anglicane sau bisericii cuprinsă pe teritoriul Marii Britanii în anul 1534, la 14 ani după reforma lui Luther. Și al patrulea fondator uman de adunări, care ale căror rămășițe le găsim și astăzi destul de bine împânzite pe pământ, este Jean Calvin, fondator franco-elvețian pe teritoriul Elveției, care a dat naștere la așa numitele astăzi biserici presbiteriene în anul 1536. Deci ei sunt capii, ei sunt fondatorii bisericilor luterane, zwingliene, anglicane sau episcopaliene și presbiteriene sau calviniste, așa zis calviniste. Acum avem pe scena lumii trei tipuri. Cel al succesiunii neîntrerupte de adunări, nu? Adunarea merge și naște adunare. Avem succesiunea apostolică prin catolicism și acum avem
succesiunea reformatorilor, al căror mamă o consideră catolicismul. Când au apărut acești oameni și au fondat adunări, așa cum a spus și Raulier, au invocat sola Scriptura. Să vă amintiți problemele care le au. Dacă adunarea respectivă era scripturală, sunt vinovați de schismă. Dacă nu era scripturală, ei nu aveau niciun drept să existe. Trebuia să meargă la ceilalți, ca să fie fondați, de ucenicizați, botezați, fondați ca adunări scripturale. Acum, concluzia trasă de ceilalți, de succesorii bisericești, este următoarea. Poate dintr-o ființă necurată să iese una curată. Principiul găsit în Iov 14:4. Răspunsul vă las să vi-l dați dumneavoastră. Și să nu uitați că în această perioadă, atât catolicii, ambele ramuri, răsărit și apus, greco-catolicii și ortodoxia, au prigonit și au ucis pe ceilalți, care aveau o continuitate neîntreruptă de adunări scripturale. Și în afară de asta, mai vin pe scenă alți patru alături de ei, care la scurt timp încep să persecute, să ucidă, fără milă, pe ceilalți. Prima dată au fost ajutați, dar la scurt timp s-au întors împotriva lor, datorită faptului că nu mergeau pe sola Scriptura. Și știm conflictele de ce au izbunit. De la rebotezare, la botezul pruncilor, că nu erau de acord, nu au fost de acord, de la consubstanțiere și toate rezile catolice preluate la Biserica Mare. Acum, un lucru foarte important de amintit despre reformatori. Ei zidesc, pe temelia catolică, care era considerată de ei mireasa adevărată a lui Hristos. Bisericile celelalte, care erau mai vechi decât catolicismul, care susțineau conceptul succesiunii de adunări, erau persecutate în continuare. Să țineți asta în minte. Acum, a treia teorie care o veți întâlni. Și acum o să avem puțin mai mult de discutat, pentru că sunt mulți fondatori care au apărut din sau în sânul bisericilor protestante. Această teorie a restaurării vine și spune în felul următor. Creștinismul scriptural s-a corupt în așa măsură încât a apostat total, deci total, adunarea lui Hristos a dispărut și a murit. Și apoi a fost restaurată într-un timp ulterior. Aceasta este poziția cultelor neoprotestante din România și de pe întreg globul și a numeroaselor secte apărute. Timpul restaurării diferă de la grupare la grupare. Fiecare susținător afirmă că grupul lor a fost cel care a restaurat credința originală de mult pierdută. Deci, în esență, asta mărturisesc restauratorii de biserici. Problema principală cu care se confruntă această teorie și susținătorii ei este următoarea. Și constă în justificarea ei din Scriptură. Susținătorii teoriei afirmă că gruparea lor și întemeitorul lor au readus creștinismul înapoi la origini, că modelul lor de biserică este cel întemeiat de Hristos și că baza lor doctrinară este doar Scriptura, sola Scriptura. Dar tocmai Scriptura este cea care ridică cea mai mare problemă acestei teorii. Vorbește Scriptura de o apostazie generală și apoi o reașezare a adunării lui Hristos și a învățăturilor ei. Învață Scriptura că adevărul odată pierdut va fi reașezat printr-un om? Nu. În niciun loc din Noul Testament nu se vorbește despre o apostazie generală a adunării și apoi o restaurare a creștinismului original. Scriptura nu spune asta. De ce?
credința, odată pierdută, nu mai e restaurată. Deci nu găsiți principiul respectiv. Acum, intrăm în miezul mai fierbinte al problemei. Acest al doilea val de fondatori, de restauratori, așa zis, restauratori de biserici, apar în sânul bisericilor reformate, al reformei. Primii care au apărut la aproximativ 40 de ani, dar în sânul bisericii anglicane, și am găsit pe puritani. Deci puritanii sunt primii restauratori pe baza teoriei de care v-am vorbit. Iasă din sânul bisericii anglicane, de unde erau, și ei erau împărțiți în două ramuri, am găsit. Unii dintre ei vreau ca să rămână în sânul bisericii respective și să facă o reformă a anglicanismului, dar alții spuneau, nu, trebuie să ieșim din ea și să construim altceva. Și sunt și acum în două ramuri, dacă nu ori mai fi avut sciziuni între ei în timp. Al doilea fondator uman, care l-am găsit de-a lungul istoriei, deci o să vă dau câțiva mai proeminenți, nu o să mă leg de toți. Dar ăsta e foarte important pentru mine și cred că pentru majoritatea dintre dumneavoastră. L-am găsit pe John Smith, așa zisul întemeietor baptist al bisericilor baptiste de astăzi. În 2009, Biserica Baptistă din România a sărbătorit 400 de ani de la fondarea baptismului pe pământ. Dar am destule răspunsuri pentru subiectul respectiv, dar vreau puțin să trec peste el, dacă vreți să-l discutăm după ce închei. Se spune că în Olanda, în 1609, un grup de persoane, de vreo 36 în frunte cu John Smith, un membru al bisericii anglicane, care se autobotează, John Smith s-a spus despre el și cred că s-a autobotezat și apoi el botează pe ceilalți. Acest grup, după anumite neînțelegeri, John Smith își dă seama că autobotezarea nu-i botez, trece de partea anabaptistă, pentru că ei erau în Olanda atunci unde erau mulți anabaptiști, își recunoaște greșeala, dar o parte dintre ei în frunte cu Thomas Helvis, trecând apoi în Anglia, pe continent, acesta e martirizat și urmașii lui dau naștere la biserici, așa zis, baptiste. Deci, John Smith este unul din fondatorii dați în istorie ca și fondator al anumitor baptiști. Un alt fondator uman de biserici în timpul, așa zise, ere creștine, este George Fox. Este apărut în jurul anilor 1650 și a fondat Societatea Religioasă a Prietenilor, cunoscută astăzi sub denumirea de Bisericile Coacărilor. Există și astăzi o altă grupare ai cărei fondatori de biserici sunt oameni. Sunt următorii: John și Charles Wesley, murind chiar membrii anglicani, deci erau anglicani, au fondat în anii 1735 Biserica Metodistă. Fondatori umani, care au fondat o biserică după teoria restaurării. Au spus că ceilalți au apostaziat și acum Domnul a chemat pe acești doi bărbați și au dat ființă la ceva ce s-a numit și se numește și astăzi și găsim urmași Biserica Metodistă. Un alt fondator, Alexander Chamber, membru al Bisericii Presbiteriene, biserică fondată de Calvin, în anul 1827, fondează Biserica Creștină, așa se numește și astăzi. Alt tip de biserici fondate acum, în anul 1830, este Biserica Sfințeniei, apărută în sânul
bisericii metodiste. Deci, metodiștii au dat naștere la altă, la alt tip de biserică, și anume la Biserica Sfințeniei. Acum, în 1831, în Irlanda, în Marea Britanie, se ridică doi bărbați. Unul era preot anglican, celălalt era dentist. Primul a fost John Nelson Darby și celălalt a fost Anthony Groves. Ei au fondat ceea ce astăzi cunoaștem în România sub numele de creștini după Evanghelie. Original s-au numit frații de la Plymouth, aceeași denumire este și astăzi, dar la cea de-a doua ramură în România, care este ramură separatistă, care mulți ani a fost unită cu tudoriștii, cu creștinii după Scriptură. Ei se numesc frații sau frații de la Plymouth. Deci în România sunt cunoscuți sub aceste două ramuri. Creștinii după Evanghelie, care cunoașteți, fac parte din Alianța Evanghelică și sunt sub cult, sub stat, și ăștelalți sunt separați de stat. Deci, Groves și Darby sunt fondatorii umani ai mișcării, ceea ce în România o cunoaștem sub numele de creștini de, după Evanghelie și frații. Ei sunt fondatorii și capii bisericii respective. Nelson Darby a botezat prunci la greu și are multe din învățăturile bisericii mamă. Dar bineînțeles, în concepția lor au spus, noi ne reașezăm pe temeiul Scripturii și ce am fondat noi este Biserica Scripturală a lui Hristos. Atenție, apărută după 1831 de ani, de-a lungul timpului. Acum, Phineas Bresi, membru al Bisericii Sfințeniei, în 1895 fondează în California Biserica Nazarinenilor, un alt fondator uman, al căror membri îi găsim și în timpul de astăzi. Știu că în Timișoara sunt, am întâlnit odată, într-o piață, da, Nazarineni, Biserica Nazarineană, deci apărută după 1895 de ani. Din Biserica Sfințeniei, în anul 1901, în Topeka, Kansas, și 1906, în Los Angeles, pe strada Azusa Street, în casa femeii predicator Amy Semple McPherson, ea ființă Biserica Apostolică Pentecostală. În anul 2006 au sărbătorit centenarul. Deci e fapt cunoscut. Au sărbătorit 100 de ani de la fondarea mișcărilor. Dar dacă le luați interviu, spun nu. Noi suntem apăruți în Fapte capitolul 2. E doar numele care îi leagă de Fapte capitolul 2. Dar au apărut la 1900 și ceva de ani după eveniment. Aproape 1900, că a fost mai târziu, după anul 33. Deci gândiți-vă, fondatori umani care au pus baze la biserici după chipul și imaginația lor și le dau ca biserici fondate de Hristos. Acum, bisericile pentecostale sunt responsabile de apariția bisericilor brahamiste, al căror fondator a fost William Marion Branham, în mai 1946, am găsit, care la rândul lor pentecostali sunt vinovați de apariția bisericilor carismatice sau așa numitei nebunii de la Toronto în jurul anilor 1950-1960. Deci, vedeți cum au ieșit din sânul catolicismului, protestanți, din care, la rândul lor, din sânul bisericilor lor, au dat naștere la alte tipuri. Și distanța între ei și Hristos este de peste 1000 și ceva de ani. Acum, în tot acest tablou religios, vreau puțin să mă axez și pe tablou religios din România și aș vrea să vă arăt protestanții
în sânul Ortodoxiei. Nu vreau să-i ratez nici pe ei astăzi. Să-i amintesc și pe ei. Primii care au apărut în sânul bisericii ortodoxe, ca și protestanți, nu ca și restauratori de biserici, deci ca și protestanți, sunt Iosif Trifa, popă ortodox în zona Sibiului, care produce prima biserică protestantă pe teritoriul românesc. Biserica se numește Oastea Domnului și a fost fondată în anul 1923. Cel de-al doilea val de protestantism în sânul bisericii ortodoxe este promovat de Tudor Popescu în Biserica Cuibu cu Barză în București și la scurt timp după el este ajutat și de Dumitru Cornilescu, care au dat ființă la Biserica Creștină după Scriptură, Tudoriștii. Sunt cunoscut sub denumirea de tudoriști. După intrarea în comunism, adunarea lor a fost mult timp unită cu ramura creștinilor după Evanghelie, cea separatistă. N-aveau destui membri și comunismul, apropiindu-i după denumire, creștin după Scripturi și creștin după Evanghelie, au fost uniți mult timp, dar cu ramura cealaltă separatistă, care și au aproape aceleași lucruri în comun. Au foarte multe învățături, doar că tudoriștii încă mai botează prunci, pe când ceilalți resping botezul pruncilor. Deci, Tudor Popescu a fost cel de-al doilea care a făcut reformă în sânul Bisericii Ortodoxe. Deci, cam în mare... Acestea sunt bisericile ai căror capete și fondatori sunt oameni. Și au mers în paralel cu celelalte apariții de-a lungul timpurilor. Acum, aș vrea să reiau conceptul de succesiune de adunări. Sau conceptul de succesiune bisericească, cum este cunoscut. Acest concept, conform căruia adunarea zidită de Hristos Domnul în Galileea va avea o continuitate în fiecare secol, cu aceeași credință, origine și practică, până în ziua răpirii. Această teorie susține că apostazia a apărut în creștinism la scurt timp după începuturile lui. Dar apostazia nu a fost universală, căci au existat atunci adunări care au rămas fidele creștinismului original. Când creștinismul a devenit religie oficială, aceste adunări au continuat să existe, dar neoficial. Chiar dacă aceste adunări nu au fost identice una cu cealaltă, ele au rămas fidele învățăturilor fundamentale ale întemeietorului lor. Deși au fost persecutate aspru de creștinii, în ghilimele, aflați la putere, o rămășiță lor a continuat să existe pe tot parcursul evului mediu întunecat, a epocii reformei și a celor ulterioare ei, ajungând până în zilele noastre. Susținătorii acestei teorii înțeleg prin succesiune bisericească faptul că Marea Trimitere, care include botezul, Evanghelia și toate învățăturile lui Hristos din Matei 28, de la 18 la 20, împreună cu promisiunile prezenței sale perpetue, au fost date ucenicilor în calitate de adunare sau de eclesie. Adunarea conform spuselor Apostolului Pavel din 1 Timotei 3:15 este considerată stâlp și temelia adevărului. Ea transmite mai departe adevărul prin predicarea Evangheliei, botezarea convertiților și întemeierea de noi adunări în care se învață toate poruncile lui Hristos. Dacă toate adunările de pe pământul întreg ar cădea în apostazie, atunci credința și rânduielile, botezul și cina,
ar înceta să mai existe fără ca cineva să fie mandatat de Dumnezeu să le reinstituie. Spre deosebire de celelalte teorii, principala problemă a acestei teorii nu este Scriptura, ci este istoria. De ce? Pentru că nici o adunare până în prezent nu a reușit să prezinte o succesiune completă de necontestat. Am văzut succesiune, dar poate fi contestată. Aceste lucruri s-au datorat calamităților naturale, incendiilor, persecuțiilor. Mărturiile pe care le deținem despre aceste adunări, cele mai multe le avem de la adversari, care dacă ar fost cu putință, niciodată nu ar fi pomenit despre noi. Acest principiu al succesiunii, să revin la versete, îl găsim în Scriptură. Unul dintre ele este susținut chiar de Mântuitor, în ceea ce v-am citit mai devreme, Matei 16:18, unde stă scris: Eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Eclesia mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. În Matei 28:20, un alt principiu care îl găsim, și anume al prezenței Domnului împreună cu acești oameni, unde spune: Iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la finalul veacurilor. Un alt principiu care îl găsim, care întărește, sper eu, ceea ce afirm, este reluat de către Apostolul Pavel în Cartea Efeseni, de la, în capitolul 3, versetul 20 și 21, unde stă scris: Iar acelui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava în biserică sau în eclesie sau în adunare, în Hristos Iisus, când, din neam în neam, în vecii vecilor. Amin. În Iuda găsim oarecare aluzie care întărește acest concept. Și anume scrie în Iuda versetul 3: Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Deci credința care a fost dată odată pentru totdeauna. Ceilalți spun că nu. A capitulat, a apostat și trebuie restaurare, reformă și alte lucruri. Și un alt lucru care l-am găsit în Apocalipsa 1:13. Vedem prezența lui Hristos în mijlocul celor șapte adunări. Spune așa: și în mijlocul celor șapte sfernice, pe cineva care seamănă cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins, nu? Cu un brâu la piept. Deci Domnul îl vedem în mijlocul sfernicilor. Cine sunt? Sunt adunările, nu? Cele șapte din Apocalipsă. Acum, acest concept este susținut de adunările noastre, cât și de înaintașii noștri, care au purtat diferite nume de-a lungul secolelor, precum novațieni, donatiști, paulicieni, montaniști, valdenzi, catari, fiind în general cunoscuți sub denumirea de anabaptiști. Acum, nu toți care purtau și baptiști, da, nu toți care purtau aceste nume chiar se identificau cu ei. Și nu vreau să intru în aspectul acesta, pentru că Raul l-a detaliat la subiectul trecut al conferinței. Deci, ca și concluzie a primei și celei de-a doua părți, avem un om trimis de Dumnezeu care să pregătească calea lui Mesia, Ioan Botezătorul, singurul om nebotezat care a avut autoritate directă de la Dumnezeu care să boteze, să evanghelizeze, să facă ucenici. Îl botează pe Domnul, pe Stăpânul Lumii, pe Domnul Iisus Hristos. Domnul ia o parte din ucenicii lui, îi strânge ca grup, dintre ei în timp. Numește apostoli, nu? Vedem că Ioan spune despre el și introduce prima dată noțiunea de mireasă, nu? Apoi Hristos Domnul spune despre Eclesia mea că eu o voi zidi, nu? Și porțile locuinții morților nu vor birui.
Deci vedem cum sunt introduse metafore care le vom găsi și pe paginile epistolelor, nu? Deci, de mireasă, de clădire și de turmă, toate trei metafore care sunt pentru adunare. Deci, Domnul a preluat-o, El le-a dat autoritate, le-a dat trimiteri, nu? Primele două la oile casei lui Israel, după aia a dat mare însărcinare și după aia adunarea a mers și a exersat autoritatea. A predicat, a ucenicizat, a botezat, a format adunări după chipul celei deja existente. Aceste adunări erau datoare din dragoste, constrânse din dragostea Domnului lor, să meargă să ducă mai departe flacăra aceasta. Adunări autorizate și găsim principiul adunarea naște adunare. Adunarea depinde de o adunare mamă, deja existentă. Nu creează un haos, nu creează dezbinări, ci urmărește acel principiu. Adunarea merge, evangelizează, învață, ucenicizează, botează, fondează adunările, desleagă și deja devin două. Acestea merg la rândul lor și fac altele. În timp, dintre ele, unele au căzut în apostazie. Sunt preluate cele apostate sub Constantin și în timp formează ceea ce cunoaștem sub denumirea de Biserica Catolică astăzi. În timp Biserica Catolică s-a scindat, a apărut Ortodoxia. Din mijlocul lor, al Ortodoxiei, vedem că se ridică și al catolicismului protestanți. Adică, spun următorul lucru, adunarea lui Hristos, care ei o recunoșteau catolicismul, nu pe ceilalți despre care v-am vorbit, spune că s-a pângărit, s-a murdărit și Domnul ne-a chemat pe noi ca să o curățim. Și noi vom zidi pe temelia Bisericii Catolice, nu? Tipul pe care expresia minții fondatorului a gândit-o și a fondat-o. Și astfel apar reformatorii. După un timp vin alții și spun, stați puțin că acest creștinism a apostat total, pentru că îi vedem roadele. Nu? Și Dumnezeu cheamă pe X sau pe Y și spune, ești dator, așa spun ei, nu spun eu, ești dator să restaurezi biserica primară. Și așa ia naștere, așa numitele culte neoprotestante din zilele de astăzi. Dar în tot acest timp, biserica fondată de Domnul Iisus Hristos, adunarea fondată de El, a mers în paralel cu toate acestea. Și prin Evul Mediu întunecat, și în epoca reformei, și în epoca de față. Și vor merge în paralel până la răpire, când din lipsă de personal autorizat, adunarea va înceta. Deci acestea sunt teoriile cu privire la biserică. Sunteți datori să meditați la ele, să le cercetați și să luați o poziție. În încheiere aș vrea să vă citez un citat din Trilema Protestantă, cu care vreau să închei. S-a ridicat o întrebare, acum vreo 200 de ani, și suna cam așa. Sunt considerate valabile botezul și ordinarea catolică? Această întrebare a fost ridicată de vreo 200 de ani în urmă unor membri presbiterieni, urmași ai Bisericii lui Calvin. Și au spus așa. Majoritatea au considerat că toate rânduielile date de mâinile preoților catolici nu erau valabile. Deoarece Biserica Romano-Catolică nu a fost Biserica lui Hristos și nici parte sau ramura Bisericii lui, ci dimpotrivă, manifestarea Anticristului, curva îmbrăcată în purpură, șezând pe o fiară cu 7 capete și 10 coarne îmbătată de sângele Sfinților. Botezul și ordinările unui organism așa de apostat sunt nule și neavenite. A le pronunța ca valide înseamnă a numi Biserica Romană Biserica lui Hristos. Și mai mult decât atât, a implica presbiterienii sau urmașii lui Calvin și sectele protestante în vinovăția schismei de vreme ce ei au fost aceia care au sfâșiat trupul lui Hristos atunci când au părăsit Roma. Dacă negăm
faptul că Biserica Romei este adevărata biserică și considerăm că botezul și ordinările acesteia sunt nule și neavenite, atunci prin toate intențiile și scopurile noastre, spunem că bisericile noastre nu sunt adevărate, cu excepția, spune autorul, în cazului în care am putea boteza cenușa lui Calvin și Luther și a celorlalți care au format Biserica de Reforme, de la care noi ne primim botezul și ordinarea, lucruri foarte importante. Dacă botezul și ordinarea anticristului, omul păcatului și fiul pierzării sunt nule și neavenite, atunci Luther și Calvin nu au fost botezați la fel ca și cei care au format primele biserici ale reformei, Zwingli și Henrica Luther. Prin urmare, ei au fost neordinați și fără autoritate de a-și boteza urmașii sau ordina alți lucrători care să-i urmeze. Într-un cuvânt, toate organizațiile protestante sunt corpuri nebotezate și, în consecință, nu sunt biserici ale lui Hristos. De vreme ce un corp format din persoane nebotezate, oricât de pioase ar fi ele, nu pot fi considerate a fi o biserică. Toți lucrătorii protestanți sunt atât nebotezați cât și neordinați. Prin urmare, neautorizați de Hristos, prin mare trimitere, să predice oficial, să administreze rânduielile. Frângerea pâinii și botezul. Aceeași întrebare o ridic și eu astăzi restauratorilor de biserici, neoprotestanților, chiar și din România. Putem privi ca valide botezurile și ordinările protestanților? Oricare ar fi răspunsul, problema întemeietorilor restauratori este aceeași cu întemeietorilor reformatori. De ce? Pentru că restauratorii și-au luat autoritate, fie de la ei înșiși, fie de la Biserica Protestantă, din sânul care au apărut. Un singur lucru vreau să vă specific, am omis, scuze. Să nu credeți că în mijlocul acestor adunări noi spunem că nu există oameni mântuiți. Mântuirea este în Hristos, am omis lucrul ăsta, scuze. Mântuirea este în Hristos, să faceți diferența asta întotdeauna. Mântuirea este în Hristos, slujirea este într-o adunare scripturală. Să aveți în minte aceste două lucruri. Amin.